Sunt Roli de la Locatarii și hai să vedeți cum am ajuns în grădinele de la Versailles. Cred că una dintre cele mai renumite curți din lume. Pa! Bună dimineața! Mergem la cafeluță. Bună dimineața, la ora 11. Astăzi mergem la Versailles, dar mai întâi da, și după cum ziceam, te dăm cafeaua și mergem spre Palatul Versailles și grădina de acolo. Să vedem o grădină superbă. Acum ajungem, mai avem vreo 20 de minute de mers pe jos. Foarte faină experiența cu trenul aici, în Paris. Am mers foarte, foarte rapid. Iubita mea face mizerie în tren. Foarte fain. Da. Ne vedem de pe drum. Dragi urmăritori, Palatul Versailles. Palatul Versailles, dragi urmăritori. Dacă tot ai ajuns până aici, te sfătuiesc să te abonezi canalului pentru mai multe experiențe de genul. Eu sunt Roli, mă ocup cu spații verzi în Cluj-Napoca și în țară și în lume. Și extra, vă mai iau cu mine să mai vedeți pe unde mai merg, pe unde mai umblu. Așa că, haideți în continuare la Palatul Versailles. În fața Palatului Versailles, da? Vestitele, turnulețe și băieți care le vând, ghiozdănele și restul chestiilor. Mamă, e plin. Să vedem. Îmi pare că e foarte, foarte multă lume. Este o coadă acolo și o coadă acolo. Și nu știm pe unde să o luăm, momentan, dar vom afla. A, băieții ăștia, niște aur pe aici. Opulență. Opulență. Plat. Asta este coada de la ora 3. Și aia de acolo este coada la 2:30. Iubia mea s-a dus să cumpere bilete și o stat la coada de la 2:30. Dar văd că merge destul de repede. Să mai scutim din timp. Am intrat. Suntem în curtea Palatului Versailles. Am stat la o ditai coadă pe partea cealaltă de poartă. Acum haideți cu noi să vedem ce e de văzut. Thank you.
Vinilor, unde s-a făcut tratatul de pace, știi? După primul război mondial? După primul război mondial. Asta este vestita camera oglinzilor. Telefon pentru că am terminat bateria. Acum am ieșit din camera oglinzilor. Haideți să o vedeți. Asta a fost. Mergem spre ieșire să mergem în curte. Mergem spre camera regelui. O vedem și abia apoi ieșim din Palatul Versailles. Spatele meu este dormitorul regelui. Am ajuns afară. Suntem în cea mai populară grădină, cred că din lume. În grădina Palatului Versailles. Vă las un cadru de aici. Ciao! Intervin din când în când. Și taxusul ăsta este tuns perfect. Vedeți? E perfect. Păcat că e toamnă, dar oricum arată impecabil. Da? Ați uitat să tundeți aici gazonul. Cred că ne prinde seara aici prin grădinele Versailles-ului. Am oprit și am mâncat. E ceva, nu pot să spun restaurant, ceva regește. Hmm? Regește. Da, am mâncat regește, niște crembuși. E așa, într-o zonă de asta. N-am filmat că nu a fost nu știu ce special. Și o mai luăm acum încă puțin. Să mai vedem. Dar promitem să mai venim și în plin sezon, în vară, pentru că da, a cam venit toamna. Pomii au cam chelit. Și nu mai este nimic super, super spectaculos. Pe margini sunt ceva, eu cred că ghivece par, niște ghivece foarte, foarte mari, care bănuiesc că sunt umplute cu ceva, acum sunt acoperite să nu intre apa. Mă aflu în fața una dintre cele mai renumite fântâni arteziene din Europa, dar nu este funcțională. Se vede superb aici, în centrul Versailles-ului. Și ia, uitați aici, o alee incredibil de frumoasă. Doar că, din nou, aceeași problemă. A venit.
am în spate Le Grand Canal, așa, care face parte tot din grădina Versailles-ului. Acum ne îndreptăm spre cazare. Cred că în seara asta vom ieși undeva prin Paris. Să vedem, ori vă luăm, poate vă luăm cu noi. Dacă nu, o să ne vedem dimineața la cafeluță. Cam ăsta a fost vlogul de azi. Ăsta a fost Versailles-ul de azi. Cu voi a fost Roli de la Lopătare și iubitalul care nu se arată. Și încă o dată, la mulți ani, iubite mele, în comentarii, vă rog, poate o convingem să vină și ea pe vloguri în următoarele, în ziua ei următoare de naștere. Ne vedem mâine cu un nou vlog, să vedem unde mai mergem și ce mai facem prin Paris. Ciao!